Salut! A treia ediție de Business Cover Talks cu Raluca Năstase de la Birjuran. Vorbim despre insolvențe. De ce? Despre codul insolvențe care a picat, mă rog, l-a picat Curtea Constituțională, care potrivit lui Ponta nu vrea să-l lase să lupte cu evaziune, nu? Care este suspendat, ca să... Da. Și se judecă pe, momentan, pe vechea lege. Da. La acest moment, într-adevăr, codul insolvenței adoptat printr-o ordonanță de urgență 91/2013 a fost suspendat printr-o decizie a Curții Constituționale, pentru că avem o prevedere în legea fundamentală, în Constituție, care spune că în astfel de cazuri actele normative se suspendă de drept. Parlamentul poate, sau guvernul, ia anumite măsuri pe care le va considera necesare pentru modificarea articolelor considerate neconstituționale. În cazul ordonanței de urgență 91 sunt două articole, articolul 81 și articolul 348. Articolul 81 face referire la licențele societăților, suspendarea licențelor societăților de media. Și articolul 348 face referire la intrarea în vigoare a însăși legii. Și faptul că se aplică cu anumite excepții, nu retroactiv, procedurilor aflate în curs de derulare. Cu alte cuvinte, ai început o procedură pe legea 85, la momentul intrării în vigoare, prevederile legii 85 se abrogă și continui procedura pe ordonanță de urgență 91. N-ar fi o chestiune neobișnuită pentru anumite tipuri de legi. Dar acestea sunt legi care fac parte din așa numitele legi organice. Și mai mult, există proceduri în derulare, pentru care noua prevedere nu a stabilit un regim tranzitoriu. Astfel încât, din punct de vedere legal, nu puteau să funcționeze aceste prevederi legale. Pentru că, de exemplu, aveam planuri de reorganizare, votate pentru o perioadă de 3 ani, și care, în mod abrupt, trebuiau întrerupte, probabil, și stopat totul și societatea trimisă imediat în faliment. Ordonanța nouă a dat... Exact. Un an, cu posibilitatea de prelungire de încă un an. Astfel încât eram în situația oarecum nereglementată de a stabili, de a trece peste voința creditorilor exprimată la momentul respectiv și care produce efecte juridice în timp și o anulai printr-o voință a guvernului referitor la aceste chestiuni. În mod evident, codul nu a fost, sau pentru acest cod al insolvenței nu au fost alese cele mai bune metode de a pune, de a fi puse în aplicare, dar ideea unui cod al insolvenței e o idee minunată. Dar el, în sine, dincolo de articolele astea două tâmpite și considerate și, mă rog, considerate neconstituțional, cum vi se pare? E în regulă? În ansamblu, prevederea sau documentul este rezultatul muncii unor colegi de-ai noștri, muncii asidue unor colegi de-ai noștri, care au fost implicați de mai multă vreme. Cred că de 2 ani lucrează la acest cod. Are o părți foarte bune, respectiv unificarea, măsuri de unificare a practicii judiciare. Pentru că mergeam în instanță la Brăila și aveam soluții pe aceeași speță, soluții total opuse față de soluțiile date în Ardeal, de exemplu. Nu că ar fi instanță pe aceeași situație de drept și de fapt, instanțele aveau interpretări total opuse. Dar asta se întâmplă frecvent în general în litigiile comerciale. În insolvență nu ești într-un litigiu comercial obișnuit. Dar mă gândesc că e o practică obișnuită tocmai de asta. Dar pentru asta avem deciziile de întrumare ale înaltei curți care poate veni și să reglementeze această chestiune. Iar acum, legiuitorul, pentru că și Ministerul Public era implicat în redactarea acestui cod, a venit și printr-o lege, a unificat aceste practici. Foarte bine, de altfel, ne ajută pe toți. Pentru că practic a introdus precedentul. Nu, n-a introdus precedentul, a spus. Pentru situația în care creditorii votează 30%,
votul lor este considerat astfel dacă întrunește următoarele condiții. Chestiune nereglementată anterior, dar care se petrecea în practică. Avea în practică situația, nu reglementa legea, se petrecea lucrul ăla și fiecare, unii contestau pentru că spuneau că nu e așa, alții contestau, spuneau că nu e corect. Și existau foarte multe litigii și de asta și procedurile durau foarte mult. Și durează foarte mult, pentru că aceste litigii sunt determinate de faptul că la momentul 2006, experiența și numărul de dosare aflate pe rolul instanțelor, ca având ca obiect insolvență, era relativ redus. Nu am avut o istorie în spate. Am trecut prin minunata perioadă de crize, ne-am lovit de această chestiune. A trebuit reglementată. Avem o lege care are plusuri și minusuri. S-a încercat ca această lege să fie completată și pusă în, sau pusă să funcționeze, să ajute la această funcționare. Din păcate, nu ne-a ajutat. Pentru că și acum, cum s-ar putea rezolva problema asta? Legea era supusă dezbaterii publice, în mod normal. Ar trebui ca Ministerul să continue această procedură, să meargă în continuare către Parlament. Exact, ar trebui să intre pur și simplu. Exact, Parlamentul și Parlamentul să are comisii de specialitate, în care sunt oameni bine pregătiți. Și sunt oameni care pot spune da sau nu pentru anumite prevederi legale. Și legea să capete bună proastă, o trecem printr-un proces legislativ, în ceea ce avem deja funcțional, și după care vom vedea cum funcționează. Dar, din punctul meu de vedere, atunci când scrii o lege, trebuie să faci, spunea un avocat cu mult mai multă experiență decât mine, trebuie să faci verificările, să o rodezi. E ca o mașină. Descrii un mecanism și stai 2-3 zile, o săptămână și te gândești. Funcționează? Merge? Cum se va întâmpla în practică? Ăla va veni, va vota, nu va vota, sau dacă nu votează, de ce nu votează? Astfel încât să funcționeze. Dreptul este o chestiune foarte simplă. Mult mai simplă decât chimie. De exemplu, chimie nu poți să faci la colțul străzii, dar drept, da. Haideți să ne vorbim de chimie. Pentru că sunt lucruri absolut normale. Le vezi în viața de zi cu zi, ne lovim de ele. Asta este perfect adevărat, dar problema e că la noi se dau atât de multe acte normative într-un an, încât este imposibil pentru instituții și pentru cei care le aplică sau pentru cei care trebuie să le urmeze să le înțeleagă pe toate. Măsura Curții Constituționale a venit să explice exact această chestiune. Bun, aici vorbim strict nu este, da, nu este. Și acum dacă e de înțeles ceea ce e Curtea Constituțională. Dacă mergem mai departe, legea o să ajungă în Parlament. Deja nu ne întindem foarte mult pentru că o să dureze foarte mult. Așa trebuia să ne întindem de la început. Da. Așa trebuia să ne întindem de la început. Să modificăm o lege printr-o altă lege. Pentru că există o lege aprobată de către Parlament, care este singurul care o poate modifica. Și care poate adăuga... Și acum cabinetul domnului premier, chiar au fost oameni care n-au știut lucrul ăsta, de ce au forțat trecerea ca... Aceasta este o chestiune la care eu nu pot să răspund. Da, trebuie să grăbească de lumea legalitatea să-i odează. Nu pot să știu acest lucru și, sincer, da, să fiu, nu cred că, din punctul meu de vedere, cred că s-au gândit la măsuri urgente pentru a atrage fonduri la buget. Pot să înțeleg acest lucru și este justificată această chestiune de măsura prevăzută de ordonanță referitor la executările silite ale fiscului, care pot continua în timpul insolvenței. Iarăși, o chestiune neobișnuită, aș numi-o eu. Păi, pentru că principiul de bază... Dacă eu sunt în insolvență, fiscul... Continuă executările silite. Păi și care mai e scopul insolvenței dacă nu să mă protejez de lucrurile astea? Adică statul este e Dumnezeul creditorilor, dincolo de faptul că e întotdeauna primul în masa credală. Nu este statul nu este un Dumnezeu al creditorilor, statul are nevoie de bani la buget. Drept pentru care statul găsește metode mai mult sau mai puțin obișnuite pentru Mi se pare abuz cât...
da, un abuz e foarte, imens. Din punctul meu de vedere, e foarte bine că statul își pune întrebări și încearcă să obrească abuzurile. Este rolul statului să facă legi care să funcționeze în vederea opririi acestor abuzuri. Într-adevăr, aceste legi n-ar trebui să genereze reacții referitor la modul în care ar trebui să existe mecanisme pe care să le gândim înainte. Tocmai de asta ar trebui să ducem la Parlament care să aibă timp să le gândească și ministerul sau cei care își propun legile să le propună în sensul de a, ca aceste legi să producă efecte, să funcționeze pe termen lung. Nu. Dacă, până la asta, dacă vreți, este cea mai simplă explicație de ce 90% sau mai mult dintre insolvențe este din faliment. Statul încearcă să blocheze o modalitate de a firmelor de a renunța la plata taxelor în principal către stat, lovind și în sectorul privat, creditori privați, și compania știe, ok, mai bine nu mai plătesc nimic și mă duc în faliment. Pentru că oricum statul e primul care... Da, din păcate... Nu trebuie, sau scopul unei debitori nu trebuie să fie, sau unei societăți comerciale, nu trebuie să fie acela de a eluda taxele. Evident. Suntem datori să plătim taxe. Evident. Trebuie să le plătim în mod constant, în mod corect. Este obligația noastră ca și contribuabil, pentru că pe de altă parte nu putem să cerem din partea statului să ne ofere servicii calitative pe bani foarte puțini. Nu există așa ceva. Bun, și dacă eu am o firmă de transporturi, de exemplu, da, cu 50 de mașini, sunt în insolvență, vine statul și mi-a 30 de mașini. Asta și spun, că legea nu trebuie să aibă astfel de scăpări. Legea trebuie să-ți creeze un sistem unitar pentru toți contribuabilii și pentru toți cei cărora li se aplică și în așa fel, să fie făcută în așa fel încât să nu le permită nici derapaje, să permită o conduită previzibilă și corectă. Eu, debitorul, unul din principiile menționate în acest cod al insolvenței este că se aplică debitorului onest. Eu, debitorul onest, trebuie să mă duc și să îmi declar taxe, să fac ceea ce trebuie să fac, să știu că dacă fac altceva decât ceea ce e prevederea legală, ar trebui să mi se întâmple lucruri foarte rele. Da? Întrebarea mea era dacă debitorul recunoaște că nu este onest, nu i se aplică o de fapt chiar nu i se întâmplă lucrurile dacă nu e onest. Dacă eu, debitorul meu, onest, mă duc la judecător și spun eu nu sunt onest. Da, bine, e un semn de întrebare, dar cred că va fi... Puteți estima cam câte dintre firmele care intră? Anul ăsta, din câte am văzut, la UNESCO, intră 20.000. Da, 20.000 și ceva. Nu o să vă întreb pe cifra asta. Cam câte intră în insolvență pentru că administratorilor și pales banii și fug. Asta a zis Ponta, nu? Că de-aia au dat asta. Lupta cu evazioniștii. Este foarte adevărat că o parte din insolvențele pe care le vedem prezintă dovezi clare de fraudă din partea unora dintre debitori. Asta este evident. Sunt cheltuieli supraestimate, sunt tot felul de metode. Dar asta e, așa cum spuneam mai înainte, noi trebuie să stabilim un sistem conform căruia, la momentul la care o astfel de faptă apare, este dovedită, sancțiunea să fie atât de grea încât să îi descurajeze de la început să facă una ca asta. Eu nu știu, sau nu am mai urmărit. Se adresează și împotriva administratorului, averii personale a lui, a firmei? Că știu că era o discuție aprinsă la un moment dat pe chestia asta. Și prezenta prevedere legală spune că administratorul care se face vinovat de aducerea firmei în stare de insolvență, în unul dintre cele 6 cazuri prevăzute de articolul 138, va răspunde cu bunurile sale. Și, iarăși, nu e un lucru rău. Dar ce te face în situația în care administratorul nu are niciun fel de bun? Pentru că în momentul în care te apuci să faci o astfel de hoție... Exact. Exact. Dar câte cazuri sunt? Sunt chiar atât de multe cazuri?
de genul acesta, adică pur și simplu, aici intrăm deja în evaziune, pentru că asta e o formă de evaziune fiscală, eludarea taxelor într-un fel sau altul, cu finalitate. Încă o dată, formula de... Da, formula sunt de... Sunt chiar atât de multe că asta e că... Sunt suficient de multe e și... E un procent semnificativ, 25% sunt. Puteți aproxima? Nu aș putea aproxima, dar știți faptul că unul... Că există cazuri în care aceste pierderi sunt generate de greșeli de management, e una, și sunt situații în care intenția de a frauda este vădită. Pentru că avem situații în care, deși demonstrăm, nici nu putem spera măcar că cineva va recupera vreodată ceva. Da, se poate cât de ușor mergem se poate cu executorii, e foarte ușor de dovedit, mergem cu executorul judecătoresc, și cu poliția să scoatem, executăm silitul imobil și poliția îi răspunde debitorului, discutăm noi mai târziu. Mm-hmm. Bun, deci e mafia de care vorbeam. Este mafia locală pe care l-am și în situația în care eu, pe mine asta m-ar interesa ca și practician în insolvență. Să văd că astfel de, în situația în care aș sesiza astfel de practici, să am o modalitate în care forța coercitivă a statului să stea alături de mine și să spună da. Și tu chiar credeți că dacă ar fi fost noua lege a insolvenței? Nu, din păcate asta nu. Se putea rezolva ceva la Olchim și Hidroelectrica, spre exemplu. Unde acolo a fost un caz clar de contracte oneroase făcute special pentru a devaliza într-un fel sau altul companie. Nimeni nu pățește nimic, totuși. Și nici nu pare să pățească. Da, în hidroelectrica... Din potrivă, iată, avem cazuri acum fraudă de nea și că în continuă. Iarăși, acestea sunt situații pe care, în care avem prevederi legale, trebuie ca aceste prevederi să fie aplicate, în primul rând. Cu restul companiilor, cele care, pur și simplu, ai un client mare, nu ți-a plătit o factură importantă, deci în 20.000, 30.000 de euro, ți-a blocat tot cash flow, nu mai plătești, ți se cere insolvența. Companiile astea, până la urmă, cum reușesc dacă clientul respectiv nu o să-i plătească? Cât de ajută într-un singur coș. Și nu numai asta, eu cred că... Cred că așa dau majoritatea la noi, așa eu cred că este o situație... Nu cred că este asta, despre asta vorba. E vorba despre faptul că atunci când începi să conduci un business, tu ca și manager trebuie să te asiguri de faptul că ai și posibilitatea, ai garanțiile constituite. În așa fel încât să nu riști astfel de situații. Să vă dau un exemplu pe care mi l-am amintit. Băncile dau foarte greu credite acum, IMM-urilor, în general, nu numai și persoanele. Au început să ceară, în momentul ăsta, garanții ipotecare de la administrator, avere personală, pentru multe credite și mici. Vorbesc de sume mici. Amestecăm deja, aici nu se amestecă, înainte de a ajunge în insolvență, înainte de a vorbi de un caz de fraudă dovedit în care administratorul este obligat pe ingest să răspundă. Aceasta este o înțelegere comercială între două părți. Banca oferă credite, este un furnizor de servicii până la urmă, care oferă credite în anumite condiții. Pentru că motivele pentru care băncile au ajuns la astfel de concluzii, eu nu am lucrat pe un astfel de caz, nu, deși lucrăm mult în finanțări. Nu, la sume mari nu se poate aplica, evident. Dar motivele pentru care băncile au ajuns la concluzia că aceasta este formula potrivită pentru a face business, sunt legate și de faptul că au existat de-a lungul timpului situații în care administratorii au luat bunurile, au încheiat contracte în derularea afacerii cu societăți pe care le-au condus. Da, și la sfârșit, bunurile, băncile au putut să recupereze foarte puțin. Dar asta aminte în două că se poate face fără complicitatea ofițerului de credite din bancă. Nu neapărat, să zic, în 2007-2008 situația era inversă. În mod sigur se poate face. În mod sigur asta se poate face, pentru că un ofițer de credite, în mod normal, nu trebuie, el urmărește realizarea investiției.
și realizarea și achiziționarea bunurilor. Nu, ofițerii de credite nu fac nou astfel de atribuții. Dar până la urmă, iarăși, suntem în situația în care o mare parte dintre creditele bancare neperformante au ajuns în situația de neperformanță din cauza unor fraude al unor administratori foarte deștepți. Banca poate să se bazeze pe prevederea legală existentă. Aceste prevederi legale trebuie să ofere un cadru care să permită tuturor, și statului, și băncilor, și partenerilor privați de afaceri, garanții referitor la modul în care se pune în aplicare. Altfel, este, nu putem discuta nici despre categorii de creditori care să fie tratați unii mai bine, alții mai puțin bine. Ne trebuie un cadru legislativ care să funcționeze. Că îl importăm din Uniunea Europeană, că ne uităm la experiența altor state, lucrurile acestea trebuie să funcționeze. Uitați-vă, avem un nou cod civil, avem un nou cod de procedură civilă, care funcționează, probabil în 5-6 ani vor trebui puțin ajustate pe baza practicii, a derapajelor. Asta se trebuia să se întâmple și trebuie să se întâmple și codul insolvenței. Avem legea 85, avem o mulțime de cazuri în practică. Tot ceea ce a fost în practică observat ca fiind nefuncțional, trebuie reglementat în noua prevedere legală, care să verifice dacă și să verifice cu specialiști, cu judecători, cu practicieni în insolvență, cu avocați, dacă aceste propuneri funcționează și dacă sunt cele care balansează, sunt echilibrate pentru toate categoriile de participanți. Se iese din reorganizare? Câte firme ies zdravene? Bine, sunt procente, sunt... Că ies foarte puține, 2-3%, ies normale, adică nu se duc în faliment și reiau activitatea normală. Da. În ce măsură se poate ieși? Mă refer la cât de sănătoasă trebuie să fie compania ca să poată ieși dintr-o reorganizare? Avem o experiență acum foarte... Sau pentru mine este un exemplu. Avem o companie pe care un client al nostru a achiziționat-o după 7 ani de insolvență și care, preluată cu oameni și echipamente după 7 ani de insolvență, a produs în prima perioadă, în prima lună, a avut încasări mai mari decât încasările din 9 luni sau 10 luni de insolvență anterior. E o chestiune de management, e o chestiune... Noi avem, ca și țară, avem mare nevoie de un management performant și de disciplină. Pentru că până la urmă, dacă faci un plan și îl urmezi și pe hârtie lucrurile arată bine și ceea ce ai pus pe hârtie are legătură cu realitatea, nu cu o poveste. Această aversă a fost preluată în situația în care a fost preluată cu echipamente, cu angajați. Cu putere să nu uităm. Are vreo legătură, credeți că pompele se fac pe teren? Nu, dar... Din cifra de afaceri respectivă... După ce va fi relocată. Atunci discutăm la acest moment. E vorba de producție. Da, de acord. Aversa se poate dovedi un exemplu de succes, într-adevăr. Asta încerc să spun, că ceea ce trebuie pentru a fi o firmă, o reorganizare de succes, este în primul rând management. Ar fi culmea să nu fie atâta vreme cât e singurul producător de pompe din țară. Și statul român, și când era pe mâinile statului român, tot singurul producător de pompe din țară. Mâinile statului român e toată țara asta și uitați-vă cum e. Tocmai de asta spun că poate ceea ce ne-ar trebui și ceea ce ar trebui, eu mă uit la și lucrez în general cu oameni care știu să facă management. Această minunată specialitate, această minunată abordare a lucrurilor într-un mod serios, disciplinat, este cea care de obicei duce la succes. Deci, practic, vorbim de ieșirea din insolvență, se
poate face printr-o schimbare de management. Până la managementul este cel care a dus în insolvență, adică schimbăm managementul și găsim un management. Nu, întotdeauna, doar poate gândiți-vă că au fost business-uri în care piața respectivă a căzut cu mai mult de jumătate. Ia, și atunci managementul 50%. Poate... Dar managementul, managementul poate să găsească, să fie foarte creativ, să găsească noi piețe de desfacere, o modificare a obiectului de activitate, să ajusteze, să recalifice oameni. Eu am văzut lucruri cu oameni care au făcut mașini și real estate și care acum fac energie. Business-ul a murit și... Firește, s-a murit după babă. Da, dar asta nu înseamnă că oamenii respectiv ar fi în mod normal asta trebuia să facă. S-au dus după babă, că nu doar nu puteau să apuce de croșetat. Categorii s-au dus să facă bani, pentru că asta e... Exact. Este scopul. Bine, cam asta a fost. Deci, managerii, manageruiți cum trebuie, că altfel vă mănâncă insolvența. A fost a treia ediție de Discover Talks cu Raluca Anastase de la Biriș Baran. Pa, pa, pe data viitoare!